În ziua de 8 mai, râmnicianul de 30 de ani îngrozea prin gestul său de a-și măcelări întreaga familie, soția și cele două fiice de 7 și 8 ani. Individul a ales să facă acest cumplit gest în ziua în care a aflat că va fi încarcerat pentru a-și ispăși o pedeapsă cu închisoarea, fiind condamnat definitiv pentru proxenetism. După tripla crimă, autorul a încercat să se sinucidă cu cuțitul cu care își omorâse soția și fetele. Atunci a fost transportat de urgență cu un elicopter smurt la Spitalul Floreasca din capitală. După ce medicii au reușit să îl stabilizeze și să îl aducă într-o stare mai bună, Florin Marcu a fost transferat în Spitalul Penitenciar Rahova, de unde, la jumătatea lunii iunie, a fost readus în stare de comă la Spitalul Floreasca din capitală, aici unde a și decedat ieri. Potrivit unor surse medicale, individul și-ar fi injectat o supradoză cu insulină. Atât responsabilii penitenciarului Rahova, cât și cei ai unității sanitare din capitală au demarat anchete pentru a se stabili împrejurările în care bărbatul a recurs la acest gest, având în vedere condiții speciale de supraveghere la care era supus. Și procurorii din capitală au deschis un dosar.